Hristos să fie în alături. Îmi credințez astăzi cu ei om deschise ale lui Dumnezeu.
Astăzi este ziua de rugăciune pentru pocăirea creației. Doamne Iisuse, să mulțumim pentru creație, pentru acestor minunat, pentru natură, pentru tot ceea ce a făcut în noi. Te rugăm să ne povestești pe noi și pe toți care ne duc la pocăirea muncii și creației. Natura și viața. Ajută-ne, Doamne, să fim pătrunși de Duhul Sfânt și să ne descoperim.
Doamne, care ne înveți că nu doar cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul ce iese din gura ta, la fel cum în pustiu ai oferit poporul evreu, mană, de dimineață, oferă-ne și nouă încă din zării firei, hrana cuvântului tău. Îți încredințăm, Doamne, astăzi pe toți preoții care astăzi vor pleca într-o nouă misiune. Însoțește-i cu puterea ta și fii alături de ei, pentru ca să poată proclama cuvântul și să te facă cunoscut acolo unde tu închei. Care ești în ceruri, sfințească-ți în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne duce pe noi în ispită și nu fiește de cel rău. Domnul să fie cu noi și în Duhul Tău. Să vă binecuvânteze atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin.